Culmea că acum s-a apropiat Ramona de Isabel și am văzut că petrec mai mult timp împreună, își plâng una pe umerul celelalte. Asta în condițiile în care Ramona nu prea mai petrece timp cu gașca ei și ați văzut care a fost și situația cu Tess și cu Stelian, ce privire a aruncat Ramona și ce față a făcut în live când a văzut imaginile cu cei doi, cum a plâns Tess pe umărul lui Stelian. Ca mai apoi să spună, să fie acel material cu ea când îi spunea Simonei că nu înțelege de ce Stelian nu poate să treacă peste treaba asta cu religia, dacă chiar simte să se apropie și există acolo o conexiune între ei și așa mai departe, referitor la Tess și la Stelian. Nu știu, mie personal mi se pare că iarăși ea este ipocrită și una spune în emisiune și alta simte în realitate. Pentru că după ce se termină live-ul, se duce în casă și alte lucruri spune și plânge și face tot felul de drame pe acolo. E foarte clar că e deranjată de apropierile dintre Stelian și Tess, mai ales în condițiile în care Tess era una dintre cele mai bune prietene ale ei până în momentul de față.